Mobile Marketing Conference 2011 a debutat în data de 5 mai cu întâmpinarea lui Cristian Manafu, Managing Partner Evensys, care a deschis evenimentul axat pe tendințele locale și mondiale din marketingul mobil. Printre participanții la eveniment s-a numărat și noul nostru coleg Emil Dragotă, iar primul vorbitor a fost Steve Dallas, Managing Director al Inițiativei România. Steve ne-a informat că în România mobilele sunt folosite mai mult pentru apeluri voce și abia pe locul 2 pentru trafic de date și pe locul 3 pentru SMS-uri. A urmat o prezentare realizată de Maia Novolan, director general Syscom Digital, de la care am aflat de ce companiile nu trebuie să ignore marketingul mobil. S-a vorbit despre fanii de pe Facebook ai unei companii și ai unui produs, iar accentul a fost pus foarte mult pe codurile QR, care reprezintă viitorul la capitolul promovare și modalitate de acces a conținuturilor. Jules Susterici, unul dintre managerii Nokia pe secțiunea Developer Community, ne-a onorat de asemenea cu prezența, discutând despre trendurile de utilizare a mobilului până în 2014 și oferindu-ne cifre cu privire la performanțele producătorului finlandez de telefoane. Printre vorbitori s-au mai numărat Raluca Boboc de la Nestlé România, Pavol Magic și aplicația care găsește pub-urile cu bere și Dan Vârtopeanu, care a oferit un sfat vital oricărui advertiser și marketer. Atenție la concept, resurse, timing și implementare dacă doriți succesul. Evident, nu putem uita de prezența lui Victor Capra, cunoscut redactor tech, fost redactor șef adjunct la Ziarul Financiar și care a fost moderatorul secțiunii a două conferințe Mobile Marketing. Pe total, o experiență plăcută pe care așteptăm cu nerăbdare să o repetăm și o reușită a celor de la Evensys și a speakerilor. Detalii despre eveniment găsiți în articolul dedicat conferinței pe mobilisimo.ro.